Bună dimineața și bine v-am regăsit! Astăzi ați ascultat povestea Căsuța din oală. Sper că v-a plăcut! Așadar, ce ați spune dacă am creat împreună un personaj din poveste? Eu am realizat vulpea cu ajutorul unei frunze și a acuarelelor. Vă place vulpea? Vreți să realizăm împreună? Pentru a putea realiza vulpea, veți avea nevoie de o frunză, o foaie albă, o pensulă, un lipici și acuarele. Înainte să pictăm și să lipim frunza pe foaie, ce-ați spune dacă am face câteva exerciții pentru mânuțe și pentru degețele? Să ne încălzim degețelele și mânuțele, da? Să vedem cum plouă. Plouă încet, plouă tot mai tare. Tună, bum, 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 bum. Plouă din nou încet, pic, pic, plouă tot mai tare. Și tună din nou, bum, 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 plouă. A ieșit soarele! Ia uite, lângă soare s-a format și un curcubeu! Acum vom începe să realizăm vulpea. Îmi voi lua frunza și cu lipici am să o lipesc pe foaie. Punem lipici pe frunză. Eu am pus lipici și voi lipi frunza pe foaie. Păstare. Vom avea nevoie de o frunză portocalie, roșcată, ca vulpea. Am lipit frunza pe foaie, iar acum voi lua negru și cu pensula vom realiza cei doi ochișori. Iar acum vom face și mustățile. Așa. Super! Mai avem de realizat tot cu negru urechile, urechiușele. Cele două urechi. Așa. Vulpea mea este gata! Așa mi-a ieșit! Sper că v-a plăcut pictura și abia aștept să văd cum v-au ieșit și vouă personajele. Abia aștept să văd cum v-a ieșit și vouă vulpea. Pa, pa!